Probabil te afli într-un impas și trebuie să iei o decizie importantă pentru viitorul tău și dorești să înveți o meserie, să-ți alegi o profesie, cu ajutorul căreia să ai un venit atractiv și să devii un om important în societate. Atunci, poți să fii chiar tu următorul fermier și datorită ție vom avea alimente proaspete și de calitate pe mesele noastre. Alimentația este esențială pentru sănătatea noastră. Pregătirea alimentelor e un proces care începe pe câmp. Nu te speria, nu te trimite nimeni la sapă de lemn. Căci agricultura în zilele noastre se face cu cele mai moderne utilaje, niște roboți gigantici pe care îi poți manevra fără prea mult efort. De mic copil m-a pasionat utilajele agricole, tractoarele mari, combinele. Utilajele din ziua de azi sunt mai performante ca și utilajele de acum 30 de ani. Au suflet, au viață, poți să comunici cu ele. Zilnic stabilim cu colegii sarcinile comune, este ca o boxă de Formula 1. Munca și salariul motivant, vii cu drag la servici. Dacă ești elev în clasa 8-a și urmează să alegi o școală nouă, dacă îți place natura, dacă crezi că munca la birou e plictisitoare și statică și vrei o meserie dinamică, îți oferim posibilitatea să devii un remarcabil mecanic agricol. Cum? Să te înscrii la Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu din Carei sau la Liceul Tehnologic din Ardut, unde vei fi pregătit să descoperi și să înveți tainele utilajelor agricole atât în atelierele școlii, cât și de la partenerii noștri economici, adică de la fermieri profesioniști, având la dispoziție cele mai moderne utilaje agricole. Iar dacă te plictisești, în locul consolei îți punem la dispoziție simulatorul ultramodern al școlii și te vei simți ca pe șosea. Pe urmă, vei trece la nivelul următor, adică vei învăța să conduci mașini adevărate. Și astfel, la terminarea studiilor, pe lângă diplomă, ai posibilitatea să obții și permisul de conducere. Elevul nostru care a terminat la noi, dacă dorește, majoritatea dintre ei, pot să spun și procente, 60, 70, chiar 80%, poate să primească un loc de muncă bine plătit și asta aș vrea să subliniez, bine plătit, la firma unde au făcut practica în cei 3 ani de școală. De exemplu, un tractorist poate să aibă un salar peste 1.000-1.500 de euro chiar la început, dacă poate să producă, poate să îi place meseria și știe. Și n-ai cum să nu știi meseria respectivă, dat fiind faptul că practicile faci la agenții economici care lucrează cu niște tractoare, niște mașini agricole cu care se lucrează în tot Europa. Sunt dotate cu diferite sisteme care te ajută în munca ta. Sunt unele tractoare la care nici nu trebuie să dai cu volanul, că practic este comandat prin GPS și mai că nu trebuie să stai numai acolo pentru supraveghere. Efortul fizic este redus la minim. Ți-ai pus vreodată întrebarea, cum ajung spaghetele la tine în farfurie? Sau friptura aia delicioasă în cuptor? Sau gemul tău preferat pe felia ta de pâine? Este rezultatul unei mari echipe care se preocupă ca familiile noastre să aibă pe masă produse locale de cele mai bune calitate. Deși pastele făinoase sunt obținute din făină, apă și ouă, procesul de fabricare în sine este mult mai interesant. În spatele unui produs suntem noi, echipa Hutton, și ne pasă ce părere are consumatorul, dacă altă dată ne va mai lua produsul și ne va recomanda și altora. Depinde și de noi să obținem din materii prime locale produse sigure și de calitate, ca toate acestea să ajungă pe rafturile magazinelor, respectiv pe masa consumatorului sătmărean și nu numai. Cu
ajutorul utilajelor și echipamentelor specific tehnologiei de vârf italian, putem realiza un produs finit tradițional care are bazele rețetei moștenite de la predecesorii noștri și care sunt recunoscute chiar și de cei din alte regiuni. Acordăm o mare importanță operațiilor care parcurg fluxul tehnologic de la recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime până la ambalarea, depozitarea și livrarea produsului finit. Dorim ca cât mai mulți tineri să fie implicați în realizarea produselor din industria alimentară pentru a crea generației viitoare un stil de trai mai autentic și mai sănătos privind alimentația. Cele mai importante aspecte ce ne caracterizează sunt siguranța și calitatea alimentului. Responsabilitățile unui inginer alimentar sunt foarte extinse. Noi suntem responsabili pentru procesarea eficientă și sigură. De asemenea, suntem responsabili să asigurăm că alimentele de pe rafturile magazinelor se pot consuma cu siguranță. Noi suntem cei care salvăm aroma fructelor ca să avem parte de ele și în iarnă. În această fabrică procesăm fructe și legume și le ambalăm astfel încât ca să ajungă în rafturile magazinelor. Întotdeauna am plăcut să lucrez cu alimentele. Îmi plac provocarea, cercetarea și dezvoltarea, gândirea în sistem, încercarea de noi tehnici. Eu propun, dacă și ție îți plac lucrurile astea, atunci profesia de inginer alimentar, fără îndoială, este cea mai bună alegere pentru tine. În această unitate se produce pălincă din fructele gustoase. Instalația de distilare, așa se numește, este de ultimă generație, actualmente pe plan mondial. Reușim să transpunem și păstrăm aromele și gusturile naturale ale fructelor. Și tu poți face parte din această echipă. Să devii un membru important și apreciat în societate. Să înveți secretele procesării alimentelor. Unde? La Liceul Alimentar George Emil Palade din Satu Mare. Sectorul agricol și prelucrarea alimentelor vor rămâne mereu actuale și esențiale într-o societate, mai ales în timp de pandemie sau austeritate. Alege învățământul profesional și fii tu următorul fermier, datorită căruia vom avea pe masa noastră cel mai proaspete, delicioase și de calitate bucate. Te așteptăm și pe tine în echipă! Alege pentru viitorul nostru! Alege pentru viitorul tău!